O nouă zi perfectă pentru apicultură. Ora 10, 9 grade Celsius avem afară. Îi dăm drumul. Azi vom avea producții masive. Hai să facem un tur de orizont pe la stupi. Vai de steaua noastră la 9 grade, la ora 10. Aoleu, aoleu, aoleu. Revenim în forță. Ora 15, termometrul s-a ridicat la 13 grade, vedeți, 4 mai 2023. Vă dați seama, activitate totală. Stupire. Eu te sărăcuțile albine din aici, vezi și aici vin la apă. Da, doctor, tot timpul. Asta le dau la o final. Așa, albinele sunt la apă, săracele. În afară de apă, ce altceva? Atât activitatea la Urdiniș, numai cât să o să intrăm cu coasa, că de la atâta, acum era început să plouă, e bine, se intră la, am intrat pe colectoarea de polen, wow, așa, hai să vedem, uite, albinuțele săracele, se chinuie și ele, vai de mama noastră. Dar vă dați seama că n-am niciun grăucior de polen la 13 grade, că n-am eu plante aici. Și rapița varsă polen la 14. Asta e treaba. Urmează să monteze peste tot colectoarele. Că mai am avut câțiva, am scos astea, că e un plastic prost ăsta. Se deformează ușor. Da. Dar vine el și soarele pe ulița noastră. Și o să facem, să iasă treaba ca lume. Acum hai să ne încercăm norocul. Să mergem mai departe. Ei, aici la stupina urbană e activitatea nițel mai ridicată, să-i spunem așa. După ce l-am reorganizat, văd că a luat și siropelul. Ia să vedem că profităm cam un termometru aici în curte. În mijlocul orașului, că sunt 16 grade. Nu știu dacă s-o vedea pe film. Cred că se vede. Cam asta e temperatura. Salcâmul dă înainte. O să înceapă să apară și mugurașii florale în curând. Nu e disperare, pentru că m-am uitat și prin alte părți. Și o să ne mai uităm și mai la căldură. Ia, sunt curios dacă boosterul ăsta a luat. I-am dat niște siropel de la cu ce trebuie. No. Înseamnă că face economie. Da. Am dus roișoarea aia doi, am dus la deal astăzi. Uite, se vede polen galben de la rapiță. Ce vă spuneam, că în momentul rapița la peste 14 grade de polen. Dar să mergem acum. Opa! Uite, vedeți că mi-au rămas și ceva cireșe de mai, care în curând o să se coacă. Hai să mergem pe câmp. Să vedem rapița. Gata. Suntem pe drum. Am trecut în județul Brăila, spre rapiță, că la mine spre Râmnic, dacă stai cu stupii, te omoară vântul, îți omoară albinele vântul. Ți le ia 2 km, ți le aduce depărtare. Aici suntem în, ne apropiem de zona marilor lacuri, de aici, din Bărăcan, deci undeva spre Bărăcanul de nord-est, să-i spunem așa, unde avem și noi mica noastră stupină dusă de testare la rapiță. Oricum, uite, acum sunt cât 17 grade, e ora 18.06, 17 grade arată termometrul la bord, deci nu s-a reușit, n-a reușit să ajungem și noi la temperatura de măcar 20 de grade. Dar o să vedem că, deci dacă am dus pe întâi seara, deci miercuri azi ar fi a treia zi la rapiță,
Da, de mâine o să fie cald. Da. Acum să vedem cum au pornit. Asta ne interesează pe noi cel mai mult. Oricum, rapița arată bine, o să oprim și nițel să filmăm niște lanuri de rapiță. Să vedem cum sunt. Ne-am văzut pozele făcute. Da. Aha. Da, nu le-am postat, le pun pe Facebook și pozele. Da. La deal, și ceva la ora, la Mărgea, a plouat astăzi. Dar văd că aici n-a plouat. Și la Buzău. A plouat și la Buzău? Găsim stupii bocați cu polen, înseamnă aici. Salcămul aici este mai înaintat. Vezi că e verde deja. Se pare că stupii vor rămâne și la salcăm 1 aici. Să facem o miere de mai, practic, la ora. O rapiță cu salcăm amestecată. Da, dacă în salcăm pui cat special, amestecat? Stupina de la, da, o amestecă. Stupina de la Margarita și rămâne pentru salcămul ăla pur. Ăla high quality. Nu mai pot să zic premium, că s-a demonetizat noțiunea de premium. Acum orice tilicar face mere premium, știi? Și de fapt o cumpără de la alt apicultor, e vorba între noi. Rău ești. Da, și încă un lucru, știi, că era unii că se lăudau cu rapița acum. Și am spus, domnule, eu nu pot, pentru că la mine e frică, sunt de cald. Și dădeam, fii atent, ce mică e lumea, Laura. Dădeam exemplu, uite că la turnul Măgurele e mult mai cald și acolo merge rapița. Astăzi mi-a scris un membru al comunității DJ, sub nickname-ul de Pisaca din Poiană. Așa. Care, culmea, este chiar din turnul Măgurele, apicultor. Și ori n-a mers? Și a spus, turnule, fric și la noi. Și a spus că singurul avantaj acolo la rapiță e acela că tarul nu a scăzut. Atât. Dar nu să scoți miere de producție. Și la fel, a mai fost unul de la spre Videle, o leacă mai sus. La fel spunea că e fric și... Deci oameni din zona, din Telorman, oameni corect și cinstiți, frate. Deci... Și da, Negrușu. Negrușu? Da, Negrușu data viitoare. Da. Uite, acum, și asta e și la noi. Eu acum, eu sunt curios că tarul l-a lăsat pe zero, l-am pus când am adus stupid. N-a mai fost. Dacă îl găsim pe zero... E bine. Dacă găsim cântarul pe zero, e bine. Dacă îl găsim în jos, vin o nene cu sirop la ei. Doamne pelește. Doamne pelește. Rapița arată într-un mare fel. Într-un mare, mare fel. Rapița e foarte frumoasă pe câmp. Mai că... Asta e. Așa de multă rapiță și așa frumoasă. Dar vedeți că... Deci astăzi nu am avut temperatură de nectar. Azi a fost temperatură numai de polen. Azi se dezvoltă colonia. Și știi care e culmea? Că stupiște, i-am dus la dezvoltare, de fapt. I-am dus pe dezvoltare. Hai să... Să intrăm și în stupină să vedem ce se întâmplă. Gata. Am ajuns și la mica noastră stupină. Ia uite ce ne arată Laura. Laura zice că e în sus. Hai să vedem, că iau telefonul ca să nici nu-l opresc măcar, ca să nu existe dubii. Da? Ia să vedem, stai că sunt cu ea pornit, ca să nu... Mă, da. Da, așa să vedem. Ia, da, mă, e în sus, mă. Fii atent. Opa, uite, am dat jos, am deblocat. E pe 35,5. Ia, avem un chil. 36. Aici e jumătate de chil. Opa, avem un chil. Deci, un chil și cu bătaie în sus. Și... Plus albina la zbor. Da, și practic a fost doar ieri zi așa de cules, să zicem. Că marți s-au orientat. Da, bine că... Gata. Dacă suntem pe plus, trebuie să-i scot nailonul. Că e lăsat cu nailon între corpuri. E.
Și ăsta l-am pus în ziua în care am plecat. Luni e puscatul. Da. E de bine. E de bine. Da. Hai că ne punem măștile oleacă să ne uităm prin ei. Ei, aici e poziția noastră de rapiță. Bineînțeles că nu o să vedeți rapița de aici din stupină, pentru că spune clar regula apiculturii că să ai minim 500 de metri de lanul de rapiță. Asta am respectat noi. Ții tu telefonul puțin? Că să filmezi. Să mai văd pe direct 500 de metri, că ai văzut că dacă luăm pe lângă biserică ajungem imediat în lan. E aproape. Ia că ajung foarte bine. Bun. Nu, că vreau să mă uit să căutăm patru surți, ai găsit. Aici, încerc să vedem ce și e în cap, lasă că e bine. Bă, dar e fric? E fric, ce sunt? Avem alea patru caturi, ne băgăm. Iată, a început să construiască panoramele, fii atent. Iată, atent, ăsta fără cap. Este... Da. Hai să aducem... Da, nu, îl mai lasă, pe ăsta. Da? Dar vezi și albinele lișite, avem că la rapiță. Uite, sunt de... Da, păi dacă nu sunt în lan... Nu, dar mă filmez că sunt în mânecă scurtă. Dacă îi luăm la rând așa. Ăștia le liputani ăștia, nu știu, pe care o să rutem. Hai ca să fac... Că numai măcar 40. Pentru ei, știi? Da, da, măcar pentru ei să-i facem, să-i întărim. Ei se dezvoltă acum, spre dezvoltare. Oricum iau la mână și cât plădice cât. Am unii care sunt doi în ladă și trebuie să știu cât se aduc să-i translazez. Descărcăm mașina și... Da, 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 și mergem în lanul de rapiță să ne uităm cum stăm cu etajele. Eu, de aici am doi sau unu. Asta, eu nu mai știu cât am. Cât stufe am. I-am luat și eu așa la... Aici? Sunt doi. Aici am doi. Trebuie desfăcut. Da, trebuie, mă... Da. Deci avem unul, tu ții nimeni. Care trebuie să venim sâmbătă să transvazăm. Da, am înțeles. Și eu de-aia mi-aduc lăzi din timp. Nu pui acum? Ce? Nu. Ca să fie ca Laura când lucrăm. Am înțeles. Le punem deoparte. Eu știu asta, știu. Ei fac ceară, eu lumânări? Da. Au treabă, toți fac faguri. Da, facem lumânări. Da, las, eu te... Ia. Au! Ce-i, s-a tipit? Da, nu-i nimică. Ah, trebuia să dau mai... Ți-ai dăm cu aceștia după mască. Că filmez. Iată. Du-te și... Adu mască. Ia uite. Ma... Lua ăsta-i puncat. Lua ăsta e puncat, gata. Nu mai stau la discuții. Îl pun invers. Să-mi aduci și mie masca! Ia să vedem mai departe. Stai mă, băi, ăștia umflă, mă. Ăștia au început să gonfleze. Uhu, ia uite. Ce pușcă, mă? Gonflează bine. Nu, ca să scăp de caturile pe care le-am adus. Am patru caturi în mașină. Scăp de ele. Nu contează. Hai că o să punem caturile, că pe ăștia doi de-aia l-am întors capacele. Da, am înțeles. I-a ales și... Mă duc să-ți aduc caturile sau? Nu, mai filmează. Nu, că mergem, facem turul de orizont. Ia și tu filmează în continuare. Gata. Hei, uite umbra noastră! Hello! Da. I-a venit pe seară. Păi cred că e 7, cât e? Ia, frate, nu, nu-i 7. Nu-i 7? Ia să dacă e ceasului. Deci avem unul până acum. Să vedem că la 7 termină. Ăsta e unul singur. Că am diafragma. Da, da, da. Da, e scoasă. Ăsta e așa. Ia-te, că-și te bagă.
Ce frumos. Mai vine cu cartea frumos. Ia treia zi astăzi și azi zi frigura. A, și are zice tot cu asta diaframa. E clar? Deci avem doi, nu? Unu. Avem unu. Stai, să vedem asta. Asta când e. E, asta unde-i? A, și mai e unu aici, da. Asta e al... al doilea. Are unu slab și unu tare, da. Rămâne la tare, pleacă la slab. Deci doi până acum. Cat? Și asta cred că unul, că n-are, are crescut, dar n-are albinos. Cum îmi place mie. Am înțeles. Trei? Așa, da. Și plin. E plin, trei. Da, e șmecherie curtea asta aici. Da. Am lăsat părțile deschise, ai vreo problemă? Asta e clar. Asta nu merge. Tot ce este, tot umflă, fii asta. Deci dacă ne ajută Dumnezeu, să mură dacă nu fac mire la rat. Ia. Nu pui invers capacul? Nu, că n-am construit fagul artificial. A, ești culmea. Nu, eu am semnele mele. Aha, ia uite, lăsa. Asta da, ăsta pui invers. Pune invers capacul, nu mai căuta. Da. Patru cutii, a? Da. Da. Este. Trăiești? Nu că trăiești, e vorba. Spre de ce? Că mi-a dat țeapă ăla cu niște regina, nu cred. Mi-a dat proaste, rău că tot. Mi-a dat. Care a zis că sunt de bășit, că n-a fost de bășit. A fost cele mai bășinoase regine. Ia, deci. Patru, vezi? 5. Mi-a dat țeapă. A, nu mai zic. O zic doar unde am vorbit și m-am dezlegat la limbă și am arătat. Numai pe acolo unde se plătesc abonamentele. Ce vezi? Aici azi o leacă mai neam proastă. Asta mai ține. Mai durează. Da, se dezvoltă ca lumea. Încet, încet. A, da. Șase? Șase cutii, o avem. Sunt cu emoții înapoi. Cu ce venim? A, lasă că tragem canapelele. Nu e problemă, da. A, ce ar merge? Da. Ho. Nu are mult faguri de construit, ăsta are altă. Are la construit. Yeah. Are de construit mult faguri, nu mai faguri artificial. A, și nu-i mai pui. Da. Și nu, lasă-i construiască, că e plin. Am înțeles. Are 5 faguri artificial. Să rămân. Opa. Aici mai le-am întărât atât, da? Mhm. Hai că ne retragem, încet. Toată ziua a fost nașpa și a ieșit soarele ăsta. A ieșit soarele acum, că doar vine. Când familia Gavril apare. Și ăsta merge pe invers și aia e. Hai, lăsați-vă în pace. Normal. O concluzie? Te doare piciorul, nu? Da, mă doare piciorul. Băi. E cântarul cu plus? Da, doamne. Să rămână pentru masă. Nu se să rămână pentru masă. Ba, da. Da. Cel puțin nu le mai dai sirop. Da. Mai trebuie cu sirop. Deci ai pus un kil și plus ce o să mai întoarcă ea de la zbor. Da, da, mai egal, să le galăm când. Când pleacă. Când terminăm treaba, da. Pauză? Da. Treaba e bună.
Hai să mergem să vedem rapița, cum stăm cu rapița. Hai să prezentăm și temperatura corectă. E ora 18.44, 19 grade. Chiar dacă bate soarele, numai 19 grade. Hai că am plecat de la Stupină și mergem la rapiță. Să vedem cum, dacă a început al doilea etaj de înflorire, de fapt asta ne interesează. Când am fost, era 30 aprilie și 50% era înflorit primul etaj. Acum mergem să vedem dacă a început. Aici nu putem face noi stânga, că e linia continuă. Din cauza asta, ia să luăm pauză, că bate soarele. Gata, haide că nu mai bate soarele în ochi. Aici crește rapița și pe marginea drumului. Și pe marginea drumului. După canalul la dincolo, nu pe unde intra tractorul. Era după un dâmb, da. Că dacă intrăm după tractor, ne ducem în sat, știi? Noi trebuie să ajungem la lanul ăsta din stânga. Până aici e rapița. Nu s-a părut așa mult, ce de la... Nu. Trebuia pe unde era tractorul. Ca aici e celebru șanț, da. Și eu știu, parcă așa mă gândesc. Eu cred că după șanțul ăsta am făcut prima la stânga, imediat după beton. Aici am făcut, imediat la stânga după beton. Nu mai știu să intrăm la rapid. Mi-am adus aminte, ba da, imediat aici, după da. Beton faci stânga. Că aici ești gheab, nu e șanț. E călugăr se numește ăsta de trecere. Ia uite mă, mâncați aici. E mai înaltă ca mașina. Să-mi bag piciorul. Dacă nu-i mai mare. E doar primul etaj, așa este. Nu, că mergem în inima lui să vedem. Deci sunt 800 de metri de la Stupină pe de-a drept. Sunt flori nedesfăcute. Ma. Se văd dacă oprești un pic. Hai că oprim mai multe locuri. Ma. Vezi? Florile nedesfăcute, nu văd? Haide, intră să vedem dacă e mai înaltă ca tine. Hai, mai înaltă ca mine. Ia, că nu vreau să opresc telefonul ca să nu se zică că lucrăm cu preparații. Pe aici zice că trebuia să vină apă. Ma. Ia bă câte mâine. Ia uite, primul etaj. Nu, ăsta e. A, primul etaj, uite-l. Ăsta, îl vedeți? E pe staie. Acum a început al doilea. Păi nu, de ăsta e al doilea etaj. Și uite, vine al treilea. Ia uite, stai mă. Ia uite, vine al patrulea. Ia uitați-o pe Laura. E cât Laura, cât tine este rapița. Da mă, uite, să intrăm mai în lan ca să arăt mai bine. Uite. Deci, au apărut pe staia pe primul. Dar încă mai are. După aia hai să o luăm în jos. A apărut etajul următor. Vedeți? Care acum înflorește. Da? După aia, ia uite. Mergem mai jos, uite. Vine ăsta la altul, ia uite-l. Uite, și mai jos, la 4, da? Uite-l. Îl vedeți ce mic e? Uite. Deci stai să rupem. Asta e planta. Hai să o luăm. Asta e planta, da? Suntem la sol. Etajul 4. Etajul 3. Început. Etajul 2. Deci și ăsta mai are de înflorit. Și etajul 1. Care de aici, uite, vedeți, au apărut păstăi, dar încă mai are și el câteva flori. Primul etaj. Deci am etaje neînflorite. Care zicea că se duce rapița. Uite, sunt și eu în rapiță. Dar să mergem mai departe. Cum arată? Avem peste 500 de hectare. Bine că nu sunt numai eu cu stupi aici. Sunt stupine aici peste tot pe margine. Dar eu, având o pilă, suntem amplasați. Pentru că noi producem cea mai bună miere de salcă. Am avut o pilă
Ca să ne punem stopii în sat. Oricum, eu sunt foarte mulțumit. Dar nu veneam dacă nu ne chema omul ăsta. Da, nu veneam la rapid. Scuze. S-o bagă. Scuzare. Uite, și când mergem așa în continuu, ia uite albinele. Au început acum pe seară, ți-ai dreptate, Laura. Mi-a fost frică până acum. Da, sunt 19 grade, exact cum a zis domnul inginer. La 18 grade începe nectarul. Ia uite, mergem în continuu, numai rapiță cât vedeți cu ochii. Numai și numai rapiță. Uite-te și tu ce aici. Ma. Asta aș vrea să stai că se făcea undeva drumul la dreapta. Nu mă, și era pe dâmbul ăla să urcăm. Să urcăm pe un dâmb. A, dâmbul ăla e în capătul din dreapta, nu e aici. Uite-l acolo e. Hai că mergem până acolo. La următoarea rapiță, cum ar veni. Ia uite-le, bibilici. Nu-s bibilici. Prepelițe. Opa. Hai să vedem ce înseamnă pachetul de drumuri grele. La Duster. Ia, simte ceva? Nimic nu simte. Pentru că asta e comandată cu pachet de drumuri grele. Uite, merge, aia e rapid. Acolo e rapița care e poate, asta practic. De fapt, asta la altă. Aia e rapița americană. E rapița americană. De aia mergem să vedem și rapița americană. Asta de aici nu știu ce sorginte are, dar știm că asta aici în dreapta, unde încercăm noi să ajungem, e rapița americană, sămânța adusă de peste ocean. Da. A fost oameni care au venit să vină cu stupe aici și s-au rătăcit. N-am mai știut să nimerească pe aici noaptea la lan. Ia uite, aici se pune floarea soarele sau porumb pe dreapta. Poate venim și la floarea soarele. Prindem gust. Ți-e dor de porumb pe jar. Ia uite-le ce frumoase sunt. Prieteni. Refazan. Șucioară. Ce fuge fazanul ăla. Uite, aici o să oprim, că aici avem lumina bună. Bate soarele exact în poziția asta. Și ne iese niște poze. Dar nici nu mai ieși din mașină, nu mai așa arăt. Dar trebuie să te uși pe prag. Doamne, dar cum miroase. Doamne, dar cum miroase. Ridică-te în picioare pe marginea mașinii. Ridică-te, Ioane, ridică-te, Vasile. Hai. Hai. Picioare. Ridică-te la mea. Mă. Hai, Sosele. Dacă te elicopterizează cineva. Acolo nu mai ești. Așa, gimnastică, domnul Gavrilă. Mă. Uite, albinuța ta, ce poflă. Albinele mele sunt aici. Da, la fel. Se duce primul. Bă, dar ideasă. Ia, hai să intrăm în ea, urțăr. Na, dar ce miroase. Vai, ce parfum. Uite, vedeți, asta americană. A, uite, vin. N-are atâtea etaje, să știți. A, ba da, au înflorit, uite.
Ia, uite-l. Parcare, uite, a, da, mai sunt. Ăsta american e mai... A, uite mă, că mai are flori. Aia la altă mi se... Da, nu mă, ho, 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 ho. Stai, că nu, ia uite. Uite, vedeți? Apăr păstăile. Asta o pune, cred că, mai deasă la hectar și mai înaltă. E mult mai înaltă asta. Băi, fraților. Ia stai, mă, dar nu pot. Ia. Deci e teroare. Stai. Eu nici nu dau seama. E teroare. Și se aude albina. Ia să vedem. Ascultăm albina. Pe frigul ăsta la 19 grade. De zici că ești la mare și vine valul peste tine. Săracile albine. Săracile albine zboară și acum vin pe aici. Vin pe aici. Da, săracile albine. Se aude un mur, un zumzet. Teribil. Hai că mergem până în capă și ne întoarcem. Da, acolo întoarcem mașina. Ce putere piciorul. Ofre. Vin să-ți împing piciorul? Da, tot piciorul mașinii. Bine că nu, bine că nu văd followerii. Imaginile astea. Ai oprit, a? Rușinoase. Ai nu, filmează în față. Imaginile astea rușinoase cu mine. Cu bătrânețea noastră? Cu bătrânețea noastră. Da, bravo. De polen, deci știi cum sunt galben tot. Da. Sunt galben tot. Asta mă, că vine ea și căldura. Sărăcuțele albine. Sărăcuțele albine. Aici e celebrul canal de 1 milion de euro. Că de aici vreau să filmăm după canalul de 1 milion de euro. Vorba dâmbola. Deci să le arătăm și la urmăritori pe ce s-a aruncat un Ministerul Agriculturii, a aruncat Ministerul un... Agriculturii sau italian? Nu, Ministerul Agriculturii a aruncat 1 milion de euro. Ne-a petrecat de aia pe un șanț. A venit? Da, 1 milion de euro a aruncat. Să vedeți și voi. Marele sistem de irigații. Hai să vă arăt sistem de irigații. Al unei petrecă de aia. Ia uitați-vă, băi, fraților. Ia uitați. Fără... Deci apa se pierde în maluri. Vă dați seama. Deci au făcut practic un șans cu excavatorul de 1 milion de dolari, de euro, dar care nu are hidroizolație. Nici folie măcar. Și vă dați seama, problema știți care e că la un moment dat șanțul e mai sus ca și câmpul și inundă culturile. Ce, și acum se vede rapid aici, e cât mașina și cât se vede cu ochii, plus vedeți și dincolo de tot, și la nașul Liviu în partea asta aici, uite, se vede rapid, dar acolo nu batea mea, batea lui Liviu, fiecare avem zona noastră de rapid, păcat că e răcoare. Deci asta americană e mai timpurie, să-i spunem așa. Da. Dar uite, uhu, dar mai are și asta mult, mă. Uhu. A, acolo, da, mă, eram pe partea unde bate soarele. Aici suntem pe expunere nordică. A, vezi, ia uite. Eul, mă, ceapă. Ia uite. A, mai e multă, mă. Acolo la urmă de expunerea la soare, de era mai coaptă. Aici mai e mult, mult, mult mai. Ia uite, etajul ăsta inferior. Ia uite, abia acum se formează. Ia uite, abia acum se formează. E perfect. Și dragilor, practic, care vreți să mă întrebați unde sunt cu stupii, sunt aproape, cum s-ar spune, la piciorul podului. Podul de la Brăila. Îl vedeți. Da? Aici sunt lângă podul
peste Dunăre de la Brăila. Da, suntem pe... Te țin numai de șotii. Astăzi te țin numai de șotii, Laura. Induce aici lumea în eroare. În eroare. Bun. Dar n-am măsurat și noi să vedem ce-am. Câtă rapiță e aici. Oricum, ca să întoarcem, trebuie să mergem. Uitați-vă și voi că... E un kilometru lungime. Cred că aici e un kilometru, pe un kilometru cel puțin. De rapiță. Au venit, hai să vedem dacă au venit stupariște aici. Era stebulețul vâs? Da, erau două pancarde. Două stupini trebuiau să vină în capăt aici. Aici e poziția bună că bătea și la liviu, știi? Ceea ce e la agricultorul mai mic, mai la tânărul, la mic. N-a venit. N-au adus mă niciun stup. Este pancarda acolo, poate. N-au mai venit ăștia cu stupi. Nu mai au stup, Laura. Uite, vezi, pancardele au rămas, vezi? Sau n-au găsit unde a pus pancarda. Nu, uite că intrau pe aici, uite, a doua pancardă, vezi? Da, da, și e și numele. Da, mă, cu nume, cu tot. N-au mai venit bieți oameni. Nu mai sărăcii, când a văzut că e 8 lei kilo de miere de rapiță. Și uitați irigația lui Neapulică de aia. Hai, mă, gata, nu mai. Nu mai, uite, aici trebuia să trecem să întoarcem, nu mai putem. Nu, lasă-mi tot ce. Bine, acum începe altă rapiță acolo și altă rapiță. Lasă-mă. Deci uitați-vă, au rămas plăcuțele de rezervat și n-au mai venit oamenii. Bine, ce am înțeles, știi că ăștia trebuiau să vină de departe, oamenii ăștia. Stai așa ca să... O fi găsit alta mai aproape. Nu, că trebuiau să vină de la Botoșan sau nu știu de unde. Dăm pe zero. Ce? Hai să vedem cât are. Cât are lungime. Cam prost cu filmarea acum. Da, eram curios dacă au venit cu stupii aici. N-au venit, au lăsat plăcuțele. Și-au scris nume, număr de telefon. Trebuia să-i sunăm în direct. Să-i facem de căcat. Lasă că-i sună în reluare. Ești bine. La reluare o să vedeți că am făcut de căcat pe ăștia care n-au mai venit cu albinele aici. Și m-au lăsat numai pe mine cu albin. De aia a disperat, mă, să venim, Laura. Am înțeles. Bulangii ăștia au promis că vin cu albina să-i polinizeze rapița și n-au mai venit, mă. Da, de ce-i faci cu albina și nu? Da. Deci că mai e o problemă, e foarte multă rapiță aici și nu sunt albine. E o stupirea din Margaritej în Omut, că vreau să nu poluiesc mierea de salcâm. Și am încropit și noi, pentru că avem obraz și tot am adus ceva stupi. Așa e corect. Are 500 de metri lungime la anul ăsta. Uite, acolo alt lan. Bine, că-s la anul după la anul, da, deci 500 de metri. Ce prafis. Păi, cred că e tot pe 500 de metri, adică 25 de hectare. Da. A, ba, nu, aici e mai scurt, alea. E mai puțin. Deci nu, aici sunt 25 de hectare bucata asta. Aha. Da. Da, merge și le vedem și pe astea la altii. Cred că asta e ors. Da, ce-o fi, că e mare. Ia uite aici, alt lan de rapiță. Și tot așa. Rapițe. Greu, porumb, floare, soare, tot ce vrei. Tot ce vrei.
lumea să vină o mașină, știi? Din față? N-ai unde să te dai stânga dreapta. Ei, intri în lan, ce o să faci? Pe Bubești, omul, de niște rapiți. Poți să înțeleg pe Levicii în mintea lui. Are atâta rapiță aici de jur împrejurul lui. Și se a plecat? Nu, pe ei mi-a explicat. El se combina cu toți boschetarii ca să se ducă el pe la, nu știu unde, la rapiță. Ce? Nu, dar așa e când... Gândește la Rachel la 3 km în spate cum ar veni. Ai atâta rapiță, fratele meu. Poți să ții stopii ca băier. Ce vreau să văd acum, poate vedem pe marginea drumului sau când să oprim la el. În mod sigur că și trebuia să păsat să mă uit. E unul de departe acolo. Cred că e să-l... Aici e mai înaintat. Uite, aici e rapid și pe marginea drumului. Peste tot, pe unde te uiți. Aha, cred... Ia să vedem, ăla e pavilion venit acolo în marginea satului. Am să-l... Vezi cu colul se vede. Nu-mi dai seama dacă e pavilion ăsta. Val bine, ba da, e pavilion cu albin. Da, da. A venit o... Așa. Ia spune dacă vine ceva de la Brăila. Da, da, Brăila nu văd. Vine. Vine? Da, da. Și intra ce? Ai trebuit, stai. Cred că ai tras un pic și l-ai blocat. Ai, mă, da, țărane, stai, hai că te ocolești. La mea, țigane. Mai vine ceva? Nu mai vine, hai. O rămas, dar nu știu cum mă registrez, pe când nu știu ce. Am vorbit urât. Nu-i nimic, atâta e filmul. Scuzare de pronunțare. El avea volan pe dreapta. Băi, dai filmul. Da, e, lasă, cum s-a văzut nimic, nu s-a înțeles nimic. Da, uite. Iar rapiță și iar rapiță și iar rapiță. Deci mai avem un pavilion acolo. Ei, la ții doi n-au mai venit. Ia să ne mai oprim și la lanul ăsta. Să vedem cum se prezintă. Și lanul ăsta de rapiță. E parcare e pusă până la... Vezi, asta e o rapiță mai mică. Stai acolo, că mă duc eu de curiositate. Dar jos nu e înflorit. Da, nu. Ia să vedem aici ce rapiță avem. Uhu, dar s-a lăsat frig afară. Aha. Asta e mai mică, dar mai are mult de înflorit la ea. Aha, aha. Ia, uhu. Asta de e mai mică, măi, pusă pușca mea. Aha, asta ține mai mult. Da. E mai micuță, e mai pipernicită. Da, uite-te cât mai are de... Mai are mult. Mai e mult de... Și aici... Și aici peste tot. Rapiță, rapiță, rapiță. Da. Peste tot rapiță. A, uite că... Deja scade temperatura, de-aia mă scrie răcoare. E ora 19 și 12 minute, 17 grade. Așa. Bun. E bine. Gata. Dar puțin să... Concluziile, Laura. Care-i treaba? Excelent, dar mai durează. Excelent, dar mai durează, exact. Știi care e faza? Că după calculelele mele, nu se suprapună cu salcăm 1. Deci, ești mecherii. Bine, cine poate să alerge și are timp și echitit cu ăsta, anul ăsta poate să dea bubuială. La salcăm se prinde 3 culesuri de salcăm, plus rapița.
mai pentru cine. Deci dacă ăștia cu stupii mei micuți, deci cu a doua garnitură, cu echipa de rezerve, am plus la cântar, în condiții în care astăzi clar nu a băgat nimic, că am avut, de-o dat seama, atât când a bătut soarele acolo în mașină, s-au făcut 19 grade, în rest e frig, vă dați seama cum stă treaba. Dar cum vedeți și voi, soarele se uită acum la apus, s-a întors către noi, e clar că mâine vom, mâine e vineri, venim sâmbătă la oraculăz să transvazăm. Și cu coșul cu picnic, facem picnic. Și coșul de picnic, dar să facem picnic. Da. Ce umbre avem dacă ne bate soarele ăsta în față. Da. Asta e viața, ne plecăm la 8 de acasă, ne întoarcem la 8 acasă. Da, viață de artist. De chiar șebe. Noaptea vesel, ziua trist, sau ziua vesel, noaptea trist, nu știu cum era. Mame, ce prăfălău s-a pus pe mașină în spate. Da. Oricum, să te fericiți. Pentru orice gram de miere este o luptă câștigată. Eu așa îmi pun în viață. Am văzut, unii erau triști. Dar de ce ești trist, mă? Până la mine am băgat numai 2 chine și nu am băgat 5 chine. Bă, fii bucuros pentru ce ai tu, mă. Nu pentru ce n-are altul. Găsiște fericirea în orice, în orice frunză, în orice picătură de miere. Dar șobolanul din miere. Da, dar șobolanul din el. Dar șobolanul din el întotdeauna cere mai mult. E hrăpăreț, hrăpăreț. Întotdeauna. Trebuie să fim modești. Să ne învățăm cu puțin. Să găsim fericirea în puțin. Aici e faza. Unii găsesc tristețea în mult și alții găsesc fericirea în puțin. Sau cum mai am eu o vorbă, Laura? Am văzut oameni bogați care trăiesc ca niște săraci și oameni săraci care trăiesc ca niște bogați. Oameni săraci care au demnitate în ei și știu să se prezinte și cu care ai ce vorbi. Deci nu stai la o masă tristă, de figuri triste. Ei, și oameni bogați cu care nu ai ce vorbi. Săraci, limitați. Ieri, Laura, am văzut la Nea Constantinescu, la Sorin, a dat petrecerea de 100.000 de abonați pe YouTube. Deci, Laura, erau, da, a fost cu invitați, normal. Ei, Laura, la o masă tristă stăteau 5-5, fiecare cu telefonul în față. Și 4 pahare goale. Da. Eu trebuia să mă uit la ce? Să văd niște fețe triste cum se uită în telefon. Noroc că a venit la Damiana în file și a mai animat, a mai spus un banc, se vede că era intelectual, știi? Când a apărut, deci erau 5 cocârți, când a apărut un intelectual... Băi, ce cuvinte ai! Da, băi, păi eu sunt un vizionar, mă. Nu că n-ai avea dreptate, dar... Ia, ce faci? Ia, ghici. Nu știu ce faci. Parcă stai sau că... Dar e sau când ți-e pus sau... Nu că vreau să... Ce... Ui... E țeposul, nici nu dau seama. Nu știu ce e. Nu știu de care salcâm este ăsta. Nu. A crezut că e salcâm de al nostru. Salcâm. Da, nu-i de al nostru. Este, da. Nu-i de al nostru. Nu este de al nostru. Că ne uităm în râmpin. N-ai niciun reper în râmpin. Și unul mare era unul cu postie. Aba, nu, că coborăm în Sârbia cu alea. Ca al nostru în curte micos, nu... E anemic, a fost tăiat mereu. Ăsta e salcâm țepos, mă, nu. Ăsta înfărește după salcâmul normal. Aici. Da, și asta, ce dracu, se dă un mare șmecher, mare YouTuber. Băi, și mă uitam, deci, când s-au întâlnit în lumea reală, în offline, cum ar veni. Băi, deci nu se poate, și erau puși la rând. Dar știi care e faza? Toți cinci au legătură cu serviciile. Dar nu, chiar îl spunea. Dar chiar spunea, ăla e așa, ăla e așa. Nu, mă! Așa spunea organizatorul. Și să nu spui că ești urmărit. Nu, dar al șaselea care a venit, Daniela, în file, a trebuit să-i facă caracterizarea și lui. Deci că nu, ăsta e gropar. Ăsta e, că îți sunt la masă 5 securi și un gropar. Dacă
vânul face ceva, ajunge pe mână. Și le treabă titlul, dar mai aveți locuri la Belu? Și că avem, avem. Da. Da, asta este treaba, ne bucurăm, trăim viața la maxim, 12 ore pe zi muncă, că nu avem încotro. Hai, lasă că asta e muncă, ne plimbăm. Păi da, da, tot muncă, pentru că ea când ești un șofer a luat bani acum, iau ciuciu, nu iau niciun ban acum. E șoferul meu. Da, sunt șoferul tău. A, hai să le spunem și la oameni bancul ăla frumos. Papa de la Roma. A închis benzinării, a închis chiseara. Papa de la Roma a venit dintr-un, dintr-o călătorie. A sosit în Italia pe aeroport la Roma și bineînțeles că a venit limuzina oficială a Vaticanului să-l ia pe papă să-l ducă la Vatican de la aeroport. Bine, coboară șoferul, ia bagajele, le bagă în mașină și acum îi deschide ușa sanctității sale să intre în mașină, să o ducă. Sanctitatea sa, ce îi spune? Giovanni, please, te rog, Giovanni. Nu am mai condus și eu o mașină de ani de zile. Te rog frumos. Te rog frumos. Lasă-mă pe mine să conduc mașina astăzi până la Vatican. Sanctitate, dar nu se poate. E fișa apostolului, eu trebuie să conduc. Voi fi dat afară. Giovanni, n-are ce să te dea afară. Eu sunt capul bisericii. Eu sunt reprezentatul lui Dumnezeu pe pământ. Așa că nu... Bineînțeles că n-are ce face șoferul, n-are încotro. Se pune el în spate pe locul papei și papa la volan, știi? Pac, papa bucuros, bagă, dă-i forță. Nu dați seama, Roma, 120 la oră, santitate, șoferul de spate, vă rog, vă rog, mai încet, mai încet, mai încet. Nimic, papa calcă mașina, bucuros, fericit, e, 160 la oră. Santitate, se ia potera după noi, una alta. Nimic, tată. Când de colo, Nino, poliție, baraj de poliție, îl oprește mașina papalității. Vine poliția, se deschide geamul. Când se uite poliția, o rămâne interzis. Nu știe ce să fac. Bineînțeles, pune mâna pe stație, sunând dispecera la comandantul poliției italiene. Sunt indicativ 48-59. Șefule, am oprit pe unul care a depășit viteza, dar a depășit ca lumea viteza. Ce să-i fac? Și comandantul poliției zice, bă, arde-l! Senior comandante, nu pot! E persoană importantă. La cine? Primarul Romei? Cine? Mai sus. Cei senator? Mai sus. Prim-ministru, președinte? Mai sus. Mă, cine dracu e, mă, în mașina aia de... Mai sus, mai sus. Comandante, e Dumnezeu în mașină. Pentru că șofer este papa de la Roma. Vedeți? Asta e în viață. Caracterizarea ți-o dă și poziția în care ești. Și lângă cine te afli. Ia să-l văd, mă, pe pachete grele ăsta, pe Audi ăsta. Mă face el bine să văd. Ea n-a mai avut curaj. Da, deci asta e. Nino după tine? Pe cu făceală. E Dumnezeu în mașină. De ce e Dumnezeu? Pentru că șoferul este papa de la Roma. Vezi ce înseamnă pe lumea asta? Să știi lângă cine te... Să fii unde trebuie. La locul potrivit, în momentul potrivit. Da. Oricum la bate, avem un soare. Meserie, meserie. Ce se vede? Parcă un mor de praf încolo spre Râmnic. Ia să vedem cum se vede pe cameră dacă dăm. Hai că se vede bine cât de cât. O să iei tractoarele făcut. Aici miroase așa frumos. Hai să tem la... Aici sărim peste dâmpul de la Iesna. Dar ce înseamnă mașină bună? Hai să o luăm în viteză mare. Sărim! Atenție! Deci nu simte asta? Dâmpul de la Esna. Aici la moșia boierului Esna. Da. E un fumălău, mă. A dat foc la ceva paie, mă. Ala-i fum de paie, mă. Și cu un foc de paie.
ăsta, ce peisaj frumos. Da, da, oameni buni. Cam asta este treaba, să te fericiți. Ei, vine soarele și la mărgărite să ne verse polen colectoarele. Nu ne facem noi probleme de astea. Vine Sorinel Puștiu. Sorinel Puștiu. Dar nu știi ceva, întrebăm pe Liviu cum are programul duminică, că dacă mergem duminică la Sluj, după aia mergem pe la ei. Înțelegi, Laura? Da, și sâmbătă nu puteți face la fel? Pentru că m-aș duce la mărgă, că... Da, acolo trebuie... I-am dat eu treburi lui Marea, dar trebuie să menigeriez... Bine, sau putem să mergem sâmbătă, să ne vedem... Vrești să imediat oprim, dar nu... Hai să dăm pe noi, să ne luăm la follower. Oameni buni, ce să vă spun, ăsta e adevărul gol-goluț. Sunt și zile de-astea mai puțin plăcute pentru apicultură, când temperatura în luna mai, miezul zilei este sub 20 de grade. Nu avem ce face, trebuie să ne asumăm. Am vrut stupărie, trebuie să ne asumăm și la bine și la greu. Asta e normal. Și să fim onești, în primul rând, să fim onești cu noi înșine și cu apropiații, cu oamenii de lângă noi. Și când spun oamenii de lângă noi, gândiți-vă că în mediul online, oamenii de lângă noi, care dacă fizic pot fi la mii de kilometri distanță, în mediul online sunt numai la un click distanță. Și ne-a apropiat. Acum, în era asta digitală, în era globalizării, am devenit un sat. Un sat global, cum îmi place mie să-i spun. Suntem unul lângă altul, comunicăm, dar... Trebuie să ne păstrăm onestitatea și să izolăm, să-i dăm deoparte din comunitatea noastră pe mitomani și pe oamenii duși cu plută. Ei, cred că v-am plictisit destul. Laura Gavrilă, Dragoș Gavrilă, vă urează numai bine, sănătate, fericire și buzunarele pline cu bani. Că eu sunt sătul de coanga aia cu butoaie pline. Nu uitați acolo un laicușor. Ei, și acum epilogul. Ora 20, 10 ore de când am început să filmăm acest video, 15 grade, deja temperatura scade drastic, afară încă e lumină, dar este înnorat. Asta e, așteptăm și vremuri mai bune. Gata, ora 20, am tras oblonul, am închis activitatea pe ziua de astăzi. Vă pupă suflet, nu uitați protocolul YouTube, abonare, share-uire, like-uri, chestii socotele.